Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Hacking cu cheaturi gratis. De data aceasta jucăm cu PP Hood sau cum vreți voi să-l pronunțați, pentru că am văzut că am mai pronunțat pe live-uri PP Hood și zic unii că-i Pipi Hood și de alea, bă, ăștia de la Harvard, mai abțineți-vă, bă, eu sunt aici român, eu nu vorbesc engleză de... nu-i limba mea maternă, să zic așa, deci nu mai ziceți cum pronunț eu cheat-ul și cum nu-l pronunț. Ăsta e cheat-ul, bă, băieți. Mi-ați zis că e foarte mult la HVH, chiar dacă am dat de mulți care folosese cu ăsta și am bătut la HVH cu Unity-ul. Acum rămâne de văzut în meciul ăsta, deci chiar sper să aibă cineva de la ei hack. Deci o să le dau obvious cu legit boot-ul ca să se activeze obvious, că sunt curios cum se descurcă hack-ul ăsta la hack versus hack. Suntem și alături de fratii meu. Ia zici tu ceva, Edi. E în spatele. Ce faci, Raul? Deci ăsta este Eddie de pe PC-ul secundar, se joacă și el acum, probabil o să-i fac, ziceți în comentarii dacă vreți să se apuce și el de YouTube din nou. El a făcut YouTube în trecut, dar na, păi mi-are 6 ani, trebuia eu să editez videourile și alea și mi-a fost foarte greu. Băi, da, deci ai mult trebuie să, cred că să-l pui pe corp dacă vrei să-i dai cap, că zboară efectiv în sus și e enervant, ia, testez eu acum, nicio problemă. Deci legit butu bine, nu e făcut pentru legit hacking ăsta. Uitați, cam nu știu, uai, i-am dat tap prin ăla, frate. Nu e, nu știu, uite, eu dau cap și e pus pe corp. Deci nu e, nu știu ce legit butu. E un pic, nu bugui, dar nu-i făcut cine știe ce. Dar oricum, pentru un cheat gratis, eu zic că e decent. Hai să dăm prefer, man. Dăm prefer, boss. Uitați, boară ținta în sus, n-ai cum să tragi ca lumea. Deci trage ținta în sus, deschid sus, din stânga sus. E Eddie, că-mi bag acum spin butu. Bag spin puterea la Eddie, asta-i să vedem. Legit global așa. Mamă, are pe fiecare rifles. Enable mode spread, așa, FOV limit, bam, chestii, head, silent, ăsta ce dar, multi-points, ok, nu, ăsta nu mi-l bag, ia să vedem, if it's working. Bă, n-are așa de multe chestii aici, ia să vedem, l-am așteaptat acolo cu aia, ăla are wall 100%. Ne, niciun caz nu o să-ți dau pic, frate meu, dacă stai cu AVP-ul pe mine. Bă, uite că văd că le trage, dar ăsta e mort aici, n-are ce să facă. Dacă dau un jump shot, l-am luat. Mamă, ești nebun? Din sărituri am dat cu aia headshot. Bă, ești nebun? Bă, Rage-ul e decent la asta până acum. Acum nu știu cum se descurcă. Ia să-i vă pe ăștia doi. I told you, man, we are going to win. So easy. Acum... mamă, îmi zic mie că am cheat-uri. Dar nu știu dacă au, nu știu. Dar oricum s-ar putea să aibă. Posibil să aibă, nu sunt sigur. Ia stați un pic să văd ceva. Să-mi bag și anti-aim-ul? Nu, mi-l bag, lasă. Ia că-s curios câteva runde să joc cu Rage-ul, să văd cum e Rage-ul așa. Să văd dacă-și bagă și ei, chiar mi-aș dori să-și bage, să fie așa un hack versus hack de la frumos. Și banii, hapă-i șmecher, mai sunt unele hack-uri la care nu tot timpul merge. Uite că văd că la asta merge și nu știu cum mai putea să faci un hack să nu meargă banii, hapă, ca lumea. Trebuie să fii prea IQ 2. Da, na, pui mei, fiecare cu cheat-ul lui. Ia să vedem pistols. Deci, băi, trebuie să iau ăsta. Mă, ce? Dacă iau pistolul în mână, tot mi-arată? Ok. Ia, măcar merge? Ba, merge. Bă, ești nebun? Am crezut că trebuie să fac din nou sit-urile, ia să vedem. Hai, headshot. Bă, ești nebun, i-am dat one tap la un frate. Deci înseamnă că nu trebuie să fac pe fiecare armă. Eu m-am chinuit înainte de mine să fac pe fiecare armă config-ul. Dar văd că n-am făcut pe fiecare armă. Nu trebuie să fac pe fiecare armă acum. Mama, Eddie e pe primul. Bă, de ce Eddie e pe primul? Ia dă-i tab un pic. Și el e legit să înțeleg. Bă, o fi legit, nu știu. Chiar, mamă, vin toți pe aia să vedem. Bă, one tap, ia. La toți le dau one tap, ia fițaneți aici. Asta nu a fost un tap. Bă, ești nebun, deci rupe, ești butul de la PP Hood ăsta, chiar îmi place, rupe. Deci chiar îmi place, jur. Ia, yeah. Dă-i pic pe mine, man. Hai, ia-l, ia-l. A, nu ăla e butul, am crezut că e Eddie, frate. Deci îmi place cum dă... Să, Eddie, nu mai vorbi. Deci îmi place cum o dă, jur că îmi place cum o dă Rage butul de la asta. I told you we are going to win, man. Easy. Deci chiar îmi place cum o dă... Nu mai vorbeai, te rog eu. Chiar îmi place cum o dă... Rageboot-ul de la PP Hood. A, la ce faci acolo? Bă, boss, ia. Mamă, ce one-tap i-am dat, ești nebun. Hai, hai, dă-i tu defuse, dă-i tu defuse, frate. Lmao, kick him, nope. Hâț! Cred că și ăla are hack, mi-a dat prefer unda trecută, dar cred că nu vrea, ori nu vrea să-l bage, ori are un hack de la nasol, în fine, de are doar ăla la el. Uleu, cu aia, bă, l-am văzut să-mi bat piciorul. Ia, one tap. Bă, deci îi place, dă numai la cap ăsta, nu dă pe aim deloc, frate. Dacă l-ai setat pe cap, la cap îți dă, frate. He's so shit, man, he's so shit. His cheat is shit, man.
Bă, are hack de la frate, nici nu are spin la el, nu cred că are spin la el. Sau dacă are, s-o dea cu mine, frate. Că sunt curios cum merge. Ia să văd, ăsta are hack. Nu, cred că are ăsta săracul, nu știu ce se întâmplă cu aia. Ia. Hâț! Hâț! Ăla deja se învârte, na, nicio... Mamă, uite-l pe... Mamă, biha, pe ăsta mă așteaptă, nu că nu mă duc, că poate îmi iau one-tap de la el. Na, na, na. No, 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 bă, stai așa cu minte că nu știu cât de bun e pe hudu, deci nu mă bag pe tine așa, eu, frate. Ăsta Brazers ăsta n-are hack, nu am de ce să... Hâți, Johnule! Stai că să iau acau că s-a dă one... Să iau acau că s-a dă one-tap, ori așa, mersi. Ăsta l-au să-i dea one-tap, că nici n-are cod. Mamă, cu aia din mers ăsta nu dă, trebuie să vin așa. Mamă, frate. Ăsta din mers nu dă, man. Stai că am uitat că nu joc cu Unity, frate. Stai așa că nu e așa. Ăla ce face acolo, mă? Mă, boss. Easy. Mă duc pe ăsta, că ăsta e cu one tap și ea. Îi dau prin perete. Easy. Așa, pe ăla nu mă duc nici să mă împuști din cap, că ăla are avantaj acolo. Eu ies un pic și m-a luat. Hai să vedem, pe ăsta de pe middle îl luăm easy. Ăsta, aha, da, da. Da, da, boss, aia s-o crezi tu. Lejer. Mamă, cum l-a luat ăla, frate, i-a dat one tap din top mid, ești nebun. Easy. Bă, cred că și el are, sau ce trăgea el acolo? În cine trăgea? Hai, boss. Kick your cheater. Aoleo. Nice. Cine naiba și injectează cheat-ul cu el la mijlocul meciului? Hai să fim serioși în primii. Ăla niște... Bine, nu fi și auzit, dar na. Stai, Eddie, lasă-mă pe mine primul. A, dar stai că stai chinezul ăla. Bă, dar le-o dă bine să-mi bat piciorul, chiar îmi place. Ce s-a învârtit ăla așa, bă? Bă, ce s-a învârtit ăla așa? Mamă, ce le dau aici, nebun, 33 cu 6. Na, dă-i tu defuse, Eddie. Da, păi nu, că dă ăla, nu eu să da. Nu-l omor sau ceva, că poate ți-ai ban, ok? Dacă vreau să văd dacă mi-au one tap. Yeah. Ok, asta e că aia n-a fost, n-a fost quake. Yeah, I'm turning on. Nu a fost cu cheat, am vrut să văd dacă și-l bagă, deci nu și-l-o băgat. Hai că joc cu... Nu, mă, la, știi ceva, îmi bare pentru voi, că știu că vreți să-mi bare age-ul. XD fast game. Fast game, ia să vedem, mama, dacă îmi bag eu age-ul din nou. Mi-l bag pentru că știu că vă plac episoadele de rage, bă, băieți. Mama, știu că aveam episodul ăla înainte să șterg videourile, știu că am șters videourile alea de rage. Și, adică, mă rog, așa toate videourile cu CSGO cu egg, pentru că era... Ci că se băgase regula aia că nu mai ai voie să joci cu egg, știi, să filmezi. Și eu nu știam că e fake news și mi-am șters tot, că m-am speriat pe moment. Yeah. Wow. Rage again. Hâți! Mamă, ce one-tap-uri ești nebun. Hâți! Mamă, ce one-tap-uri ești nebun. Bă, 4 gloanțe am dat. Sau nu 4 gloanțe, why kid? Cuz I am kid. Mamă, ce-mi place cum se oftică ăștia. Ia, one tap. Cu spatele modul de fan Michael Jackson, îmi pui mie. Nice. Ia, hai să văd. Ăsta e cu digger-ul lui acolo, one tap. Nu a fost chiar one tap. Mamă, mamă, stai că s-o agita, s-o agita. Mamă, ce s-o agita Heku să-mi bat piciorul. S-o agita Heku. Ia, stai să văd. Ăla fuge. Lasă-l. Dă-l naiba. Nu mai vorbi, stai așa că vreau să-l iau pe ăsta de aici. Ăla săracu. Frate. Ia uite-l, bă. Bă, bă, săracu, bă. L-a omorât ăla. Ia, că din banii ha, păi apă și nu ia oricum că. Da, Păi ești nebun, am luat din banii ha. Bine, i-am dat-o 500 de gloanțe, dar nu-i, aia partea a doua. Ia. Hai că-i dau din banii apă ăsta. Eu și Izun ce mai facem de-astea. Nice. Uite aici, gameplay leaked de la Zun, de la Zuh. Nia fiți aici. Don't kill me. Ce? Ia auzi la el, don't kill me. Bă, boss. Bă, bossulică. Don't kill me, tu ia auzi. Hâț. Bă, am zis să mori, frate. Păi tu nu mori? Ia, mă, știi ăsta aici? Bine, cred că... Bă... Ce face cu aia ăla? Ia că scu... Frate, bravo, Eddie, bravo! Bă, l-a omorât Eddie pe ăștia aici. Bă, look at this dude, man. L-a omorât. Îmi place că nu se blochează alte cituri la rage. Te trage pistolul doar o dată și după aia... Se... Blochează, nu mai trage. Îmi place că la ăsta nu se blochează. Ăsta trage în continuu pistolul, frate. Ăștia-s toți pe B. Hai să mă duc fără armă și după aia să... Ah, stai că ăsta vine... Uite-mă cum mă știe, frate. Uite-l cum mă așteaptă omul.
Mamă, mă, dar trage. Yo, ah, frac, am vrut să-mi iau. Bă, ce faci asta, bă? Bă, lasă-l în pace, că-i dau cuțit. Hâț! Bă, am zis. Bă, te cincoa. Bă, bosulic. Bă, treci, mă, uite, nu pot să-i dau cuțit. Coaie, nu mă lasă. Nu mă lăsa să-i dau cuțit, văzut? Se auzea așa ca și cum aș da în perete. Deci, nu mă lăsa, se auzea ca și cum aș da în perete. Deci, zici mie cineva ce dracu. Hai, tu vină cu a boss. Nice. Mamă, 54 cobă, bă, ăsta e cel mai retardat scor să-mi bat piciorul. După scorul ăsta, clar îmi iau ban. Ia apare la One Flash, la Overwatch. Îi dau cazuri la One Flash. De Overwatch, bă, băieți, să aibă episoade. Trebuie să scriu așa că... Să nu zică că l-am omorât, după se supără. Uai, uai, mamă, ce-mi place cum le-a dat. Deci, mamă, rage-ul ia de 10 din 10, frate. Deci, rage-ul cred că e cel mai bun pe care l-am văzut până acum, a funcționat gratis. Deci le dă așa insta, mă rog, insta, le dă oricum foarte bine. Mi-amintește când jucam cu... Cu ăla, cu... Zise zi, mă, nu-mi vine. Cu paste-ul ăla de la... Indigo, dar nu mai știu cum se numea exact. Deci era paste de la Indigo, dar nu mai știu cum se numea cheat-ul. Era, avea nume de la retardat. Acolo, februarie, martie. Nice, mamă, 59 cu o, frate. Hâț. Hâs. Hâs. Mamă. Bă, ce le iau. Mamă, 62 cu 8, frate. Cel mai nebun score ever. Yeah. Hai că, nice, good job, man. 62 cu 8. Lejer, mă. Lejer. Eu și scrim ce mai facem de-astea. Îmi iau auto acum, să-mi iau auto. Nice, bine, bă, Eddie. Ce părere ai? Câte kill-uri am? Ia zi, câte kill-uri am? 62 de kill-uri. 62 de kill-uri, bă, Eddie. 62 de kill-uri, cum mai zic eu. Cum mai zic țăranii așa, bă, ești nebun. Cum iau pe ăștia, frate. Bă, nicio șansă, n-ai asta, că mi-au eu ăsta. Îi dau din bani hap. Nice, GG, bă, GG. Bravo, Eddie, bate palma, Eddie. Săți, hâț, 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 hâț. Bine, bă, băieți. Bă, da, mai băgăm după aia. Hai să mai fac aici. Deci, bă, fraților, notele mele pentru Pepe Hood sunt așa. Pentru Legit Boot 7 din 10, pentru că zboară ținta, am spus, are destul de multe probleme la Legit Boot, plus că e foarte greu de configurat, deci m-am chinuit 20 de minute să fac setările pe fiecare armă. Deci da, 7 din 10 pentru Legit Boot. La Rage Boot îi dau 10 din 10 pentru că de mult n-am mai jucat cu un cheat să dea one-tap-urile așa, să dea fiecare ăsta, fiecare kill la Rage, să dea one-tap, frate, mă rog, aproape one-tap. Pentru Wallhack tot 10 din 10 pentru că v-am zis, are toate informațiile, nu face lag, ceea ce îmi place. Deci ați văzut că aveam FPS-urile maxime cu Wallhack on și erau toate detaliile. Deci erau toate chestiile astea on, frate, uite câte am toate on și nu-mi face lag deloc. Și pentru Misc, sincer, îi dau un... Hai să-i dau 9 din 10 pentru că... Și skin-urile sunt un pic buguite. M-am chinuit nu știu cât să fac skin changer-ul. Ba, de a crash, ba, nu știu ce. Ba, nu se mai vedea meniul după ce l-am activat. 9 din 10 o să-i dau la Misc pentru că are banii, apare anti-screenshot, care surprinzător chiar merge. Am încercat să fac screenshot cu cheat-ul on, cu anti-screenshot la on și nu s-a văzut cheat-ul, nu s-a văzut nici wall-ul. Chiar mi-a plăcut funcția asta. Deci, fraților, deci pentru Legit 7 din 10, Rage 10 din 10, Misc 9 din 10. Astea sunt notele mele pentru Pepe Hood. Aveți și link-ul de download în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!